Centrul de colectare a sângelui de la Pașcani ar putea fi funcțional până la sfârșitul anului. Administratorul public al primăriei, Claudiu Bodoașcă, a constatat la fața locului că, într-adevăr, sunt probleme cu calea de acces și cu rețeaua de apă. Problemele ar urma să fie rezolvate în perioada următoare. Precizările au fost făcute în conferința săptămânală de presă. Centrul de recoltare a sângelui. Știți, în ultima ședință s-a discutat dacă s-a ajuns la o concluzie, dacă ați mai făcut ceva. Am fost plecat, domnul Cojucaru, n-aveam când să fac în alea două, trei săptămâni de zile. Două săptămâni. Să faceți ceva da. Bineînțeles, discutăm și cu domnul de acolo, să vedem calea de acces, să vedem ușa aia ce este, nu este, poate intra, nu de poate intra. De ce am fost eu acolo cu domnul Benchea? Dumneavoastră erați plecat. Da. Am văzut situația, am înțeles și la domnul Benchea. Și am căzut de acord. Ar trebui să deschidem ușa aia de la piață. E o ușă de fierea noastră. Ok. Da. Dar cine are cheie? Nu are nimeni. Cheie, nu s-a pierdut, în fin. O să o spargem. Și s-a montat singur. Nu, o să o pierdut cheie. Am înțeles. Da? Există un hol de acces care se poate da folosință comună. Ok. Facem hotărâri de Consiliul Local. Așa văd eu, nu știu, să mergeți dumneavoastră să vedeți. Okay. Folosință comună pentru holul acesta și celălalt etajul. Ca să aibă acces la etajul 2? Să aibă la etajul 2. Și instalația de apă trebuie făcută de la zero, o să ne ocupăm noi. Și dacă facem aceste două lucruri, pentru calea de acces, din punctul meu de vedere, că nu o să vă faceți dumneavoastră timp liber, mergem acolo și e simplu, hotărâri de Consiliul Local pe care îi dăm folosință comună, da, pentru acel hol, cu ușile din stânga închise și pentru apă o să vedem cum fac cu oamenii de la administrativ. Am trimis, s-au văzut cam despre ce e vorba. O să tragem și apă la etajul 2, că nu, e strupt de toate cele, nu mai este nimic. Deci, până la sfârșitul anului, credeți că se va putea rezolva? Să încercăm să ne ocupăm săptămâna viitoare, în limita timpului, bineînțeles. Nu este o problemă. Dar ușa aia, cred, poate vreau și eu să vin mâine, dacă nu sunt și ușa probleme. Ușa aia, eu băieții și eu spargem, punem alt. Domnul Benchi are niște uși acolo, dar vorbim. Putem să punem ușă? Investițiile au început în anul 2020 la inițiativa consilierului local Sorin Olariu. Administrația locală a pus la dispoziție spațiul necesar, iar lucrările au fost făcute în proporție de 80% de Asociația Serviciul Voluntar de Ambulanță cu bani strânși din donații. Reprezentantul asociației a vorbit în cadrul legislativului local în ședința din 28 septembrie despre stadiul lucrărilor și despre problemele întâmpinate cu calea de acces. Protocolul de colaborare nu a fost semnat nici până acum, edilul motivând că are alte priorități. Să înțeleg că domnul Benchea spune acum că nu are cheie de la ușa aia, dar întrebarea mea este, știți cine a montat ușa? Cumva? Dacă știți cine a montat ușa acolo, la etajul... Da. Dacă vă referiți la ușa dinspre Piața de Al, da. V-ați spus adică. Noi dinspre Piața de Al nu am avut niciodată acces. Ați spus că aveți cheie, dar ați montat-o dumneavoastră? Nu. Nu. Bun. Dacă vă referiți la ușa dinspre școală, ea este dat la doamna directoră de la școală. Nu. Deci eu vă spun sincer, nu vorbesc decât de ușa dinspre piață. Eu am dus prin piață și am vrut să văd dacă există o problemă cu calea de acces. Este o problemă foarte mare. Eu n-am ajuns până la următoarea ușă, pentru că m-am oprit de prima ușă. Și atunci am zis, domnule, haideți, deci să... Noi n-am circulat niciodată dinspre piață. Vedeți, n-am știut treaba asta și atunci... Noi asta spunem în continuu. Încă o chestiune. Treaba cu raportul vine pentru că mi s-a dus la cunoștință că aveți dumneavoastră o obligație în codul administrativ de a face un raport către Consiliul Local. Deci noi asta ați venit acum, ați făcut raportul, v-ați îndeplinit sarcina pe care trebuie să o faceți, eu nu v-am făcut decât să vă aduc la cunoștință chestiunea asta care nu face decât, prezența dumneavoastră aici, nu face decât să lămurească lucrurile. Și administrația locală a anunțat că va sprijini cu bani realizarea acestei investiții. În bugetul local au fost prevăzuți 50.000 de lei pentru acest obiectiv, dar banii nu au mai ajuns în contul asociației. Menționăm că de la începutul anului trecut și până la sfârșitul lunii august au fost înregistrați circa 2.500 de donatori de sânge numai din municipiu, la care se adaugă alte câteva mii de donatori din localitățile învecinate.
donate la Centrul de Transfuzii Iași. O parte dintre ei sunt înscriși în registrul donatorilor periodici, iar alții au donat sânge pentru rude sau prieteni sau în urma unor campanii umanitare. Din păcate, aceștia au fost nevoiți să se deplaseze la Iași pentru a dona sânge, adică să parcurgă cel puțin 150 de kilometri dus întors, să piardă timp prețios și bani pentru a face o faptă bună.